Dinamica apelor oceanice. Mare ele. Resursă educațională deschisă pentru clasa a 5-a. Mare ele sunt mișcări periodice de ridicare și coborâre a nivelului apelor, mărilor și oceanelor. Sunt produse de forța de atracție a Lunii și a Soarelui asupra Pământului, cea mai puternică fiind atracția Lunii. Când Pământul, Luna și Soarele se aliniază, se produc maree maxime, cu fluxuri violente și subite ale apelor, mărilor și oceanelor. Acestea se petrec atunci când este lună nouă și lună plină. Maree cu intensitate redusă apar atunci când Luna se află în primul pătrar și în al doilea pătrar. Acest fenomen se întâmplă atunci când Luna și Soarele sunt așezate în unghi drept față de Pământ. Forțele lor combinate sunt mai slabe. Mareele au două faze care se succed din 6 în 6 ore. Fluxul se manifestă prin înaintarea apei spre uscat și invadarea gurilor de vărsare ale râurilor pe țărmurile joase, iar pe țărmurile înalte crește nivelul apei. După ce partea Pământului orientată spre Lună iese de sub influența acestei apele, încep să se retragă pe țărmurile joase, iar pe țărmurile înalte scade nivelul apei. În imaginile următoare sunt reprezentate regiuni de țărm surprinse în momente diferite. Care sunt fazele mareelor reprezentate în aceste fotografii? Mareele sunt mai puternice în oceane și în mările mărginașe deschise, unde, în apropierea țărmurilor, înălțimea lor poate depăși câțiva metri. Valoarea maximă de 19 metri s-a înregistrat pe țărmul nord-estic al Americii de Nord, în golful Fundy. Valori mai reduse ale mareelor se înregistrează în mările închise, așa cum este și exemplul Mării Negre, cu maree slabe de 10-15 cm. Fluviile care se varsă în mări și oceane cu maree puternice au gurile de vărsare foarte largi, sub forma unor pâlnii, și poartă numele de estuare. Atunci când se varsă în mări cu maree slabe, apele curgătoare se despart în brațe, formând delte. Energia mareelor sau energia mareomotrică este utilizată pentru producerea energiei electrice. Prima centrală mareomotrică din lume a fost construită în Franța în anul 1966. Aceasta se numește La Rance. Chiwa este cea mai mare centrală mareomotrică din lume, finalizată în anul 2011 în Coreea de Sud. Care credeți că sunt avantajele și dezavantajele utilizării energiei mareelor?